Ok, acum gata. Bună ziua tuturor! După cum bine știți, să înscrierile pentru primul sezon de Football Manager au luat sfârșit. Suntem 9 înscriși la prima ediție și acum voi face tragerea la sorți. Voi face 3 grupe, câte 3 jucători. Pe urmă, detaliile le veți vedea pe Facebook, pe grupul de Football Manager România. Avem 3 urne, una cu numele jucătorilor, una cu numele echipelor și una cu grupele. Nu stau prea mult la discuții, încep direct. Primul nume, Timis Alexandru. Voi da o echipă, vedem primul extras din urmă. Va juca cu Chelsea. Să vedem și în ce grupă va juca. În grupa A. Deci, în grupa A. Timis Alexandru, care va juca cu Chelsea. Următorul extras, Bogdan Ionuț, care va juca, să vedem, cu cine? Cu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Și va începe grupa A, poate va pica tot în grupa A. Vedem. Da, tot în grupa A. Deci avem deja 2 jucători din grupa A, Bogdan Ionuț și Timis Alexandru. Următorul extras, Kecek Andrei, care va juca cu Manchester City. Să vedem și în ce grupă va juca. Grupa A. Așadar, grupa A este completă deja, cu Timis Alexandru, Bogdan Ionuț și Kecek. Chelsea, Borussia Dortmund și Manchester City în grupa A. Deci, grupa A este completă, mai rămân 2 grupe, 6 jucători. Alexandru Kostek. Să văd unde e la... ce echipă îmi dau, văd dacă am noroc sau nu am noroc. Juventus. Plus Juventus. Se putea și mai bine. Nu mă plâng. Și ca în grupa C. Începe în grupa C. Vedem împotriva cui vom juca. Dan Țurcan. Sau Turcan, nu știu, cer scuze dacă pronunț numele greșit. Dar fiind pe Facebook, nu toți aveți diacritice la nume. Care va juca cu Atletico de Madrid. Vedem și în ce grupă va juca. În grupa B. Începem și grupa B. Mai sunt 4 persoane de extras. Madalin Răchită, care va juca cu Bayern München, va evolua în grupa C. În grupa C, alături de mine și Juventusul meu, joc cu italienii, stilul clasic. Alex Rusu, care, gândiți-vă că au mai rămas Real Madrid și Barcelona. Va juca cu Real Madrid. A prins probabil cea mai bună echipă, Cristiano Ronaldo și cu toți. Și va juca în grupa B. În grupa B, alături de Dan Țurcan și Atletico lui de Madrid. Mai sunt încă 2 persoane de extras, 2 echipe. Vladimir Barbu. Vladimir Barbu, care va juca cu... ce trag cu Barbu. Barcelona. Și ca în grupa A, ori în grupa B, ori în grupa C. În grupa C. În grupa C, deci avem încă o grupă completă. Cu
Juventus, Bayern München și Barcelona într-o grupă. Și ultimul extras, Andrei Pasca, care va avea cel mai probabil ultima urnă PSG și va juca în grupa B, în ultima grupă. Și așadar, grupa A e completă cu Chelsea, City și Borussia Dortmund, grupa B cu Atletico, Real Madrid și PSG și grupa C cu Juventus, Bayern München și Barcelona. Să vin să filmez că... Astea sunt grupele. Grupa B, grupa C și grupa A. Unele sunt goale. De acum ne vedem în Football Manager și pe Steam. Ciao.